11-0. Acesta este rezultatul zdrobitor cu care săgeata Năvodari a învins sâmbătă pe cei de la CSEA Gigea din Liga a 4-a, aflată pe locul al doilea în Seria Est. Golurile au fost marcate de Sicu în minutul 12, Apostol în minutul 14, Gianu în minutele 17, 34 și 44, Zaharia în minutul 40, Diabi în minutele 54 și 56, Goșa în minutul 58, Pecarov în minutul 63 și Tigoianu în minutul 66. Pe stadionul Flacăra din Năvodari, înaintea meciului, s-a antrenat liderul Ligii 1, Steaua București, venită la Constanța pentru partida cu Viitorul. Tot la Năvodari se vor antrena steliștii și duminică de la ora 10:30.